Bosnia a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat astăzi înaltul reprezentant UE pentru politică externă, Federica Mogherini. Cererea a fost depusă în pofida faptului că Bruxelles a anunțat că Sarajevo nu a îndeplinit toate condițiile pentru a depune cerere de aderare, potrivit Reuters. După cum relatează Hot News, Mogherini afirmă că cele 28 de state ale Uniunii Europene vor analiza acum solicitarea. Într-un moment în care Uniunea este pusă sub semnul întrebării din interior, faptul că la vecinii noștri imediați există o asemenea energie și dorință de a adera și de a munci din greu pentru a-și adapta țările, societățile, economiile, instituțiile și sistemele la standardele europene ne arată responsabilitatea pe care o avem și noi față de cetățenia Uniunii Europene, a declarat jurnaliștilor Mogherini, citat de Hot News.